tânăra de 23 de ani, care a fost înjunghiată ieri de fostul iubit, este în stare stabilă în acest moment. Aceasta a ajuns la spitalul de urgență din Ploiești cu 9 tăieturi de cuțit, dintre care cea mai gravă, în gât, a necesitat operație de urgență. Bărbatul care a agresat-o a fost reținut de poliție pentru 24 de ore și așteaptă sentința instanței pentru mandatul de arestare preventivă. Ajunși astăzi la spital pentru a fi alături de fiica lor, părinții Danei sunt în continuare în stare de șoc. Nu le vine să creadă că așa ceva i s-a putut întâmpla fetei lor, ziua în amiaza mare și într-un spațiu public. Terorizată, e încă... stare de șoc. În stare de șoc, e frică să nu cumva să o ducă... A zis să nu plecăm de aici, să nu se ducă noaptea la ea, să-i facă din nou rău. A fost o perioadă de coșmar, nu? Pentru ea. Un coșmar. Și încă mai. Nu s-a sfârșit. Dar v-a dat vreodată de gândit că s-ar putea ajunge aici? Niciodată. De fapt, amenințările le avea, dar noi am zis că nu se ajunge aici. După ce a stat 5 ore în operație, fata era transfigurată. Șuruită, cu doare tot corpul. De fapt, nu durea atunci, dar nu mai era Dana, era desfigurată, o să spun. Vorbesc și medicamentele pe care le are. Era umflată. Important e că trăiește. Pentru mine asta e cel mai important lucru. Trăiește. Tatăl fetei spune că poliția știa că Dana este amenințată de fostul iubit. Am păzit-o cât am putut, am luat-o pe cale legală, plânge la poliție, să obținem ordine de restricție, care s-a tergiversat, a durat. Prima oară v-ați îndreptat către poliția de aici sau din zona unde locuiți, din Podeninoi? Prima dată ne-am oprit pe Gheorghe Doja, la poliție acolo. Era un domn la intrare acolo, domn polițist, nu știu ce grad avea. Era dimineață. Numai ca să întrebăm și să știm ce avem de făcut, ce, ca informație. Și ne-a trimis, mi-a spus unde lucrează, unde stăm, unde lucrează, zice, dacă lucrează și face și la serviciu, ea lucrând la nord, acolo, la piață, zice, vezi, aia aparține de secția 2, care e la școala de șoferi. Duceți-vă acolo. Bun. În aceeași dimineață ne-am dus și acolo. Acolo exact aceeași lucruri le-am povestit, că îi face și cane și la serviciu și acasă și mesaje și așa, și vrem ordin de restricție. Vrem să depunem o plângere, să obținem ordine. Și de acolo ne-a sfătuit, zice, nu, puteți, trebuie să faceți la de unde aparțineți. Danei era așa de teamă de fostul iubit încât avea premoniții că ceva rău se va întâmpla. Foarte frică. Chiar și până să se ducă la ea să o atace, mi-a dat mesaj că a visat că o să-i facă rău și a zis că e foarte frică să mai stea singură acolo. Și apoi s-a întâmplat și a venit la ea și... Nimeni nu s-a gândit însă că lucrurile vor merge așa de departe. Cătălin era un tip tăcut, dar se înțelegea bine cu rudele Danei. Înțelegeam bine, făceam glume, nu era un om, cum să zic, nu ai fi zis că ar putea face așa ceva, dar a făcut. În 2011, când avea o altă iubită, Cătălin Bădălău a vrut să o înjunghie și pe aceasta. Motivul a fost același, gelozia exagerată. Fata aceea a avut însă noroc, pentru că agresorul a fost prins de poliție cu cuțitul asupra sa și a fost deposedat de armă albă. A primit doar o amendă de 400 de lei. Știind de trecutul fiului lor, părinții lui Cătălin au păzit-o o perioadă pe Dana. Nu vă așteptați, nu, adică... Și ce păreau? Mi-a spus că i-a trecut. Dar el o iubea foarte mult. Sau... Foarte mult l-au iubit, da. S-au iubit, da. Cred că este bun. Nu știu, atât pot să... Dar în relația trecută pe care a avut-o el, proceda la fel? Da, noi am aflat că a mai avut în 2011 un incident, să-i spunem. Nu, așa este. Nu suporta despărțirile sau... Exact. Cred că nu suporta despărțirile. Singurul lucru care... Nu știu, că dumneavoastră știu că interpretați lucrurile. Știți ce? Vecinii spun că băiatul nu părea genul agresiv. Nu e bun. Cine să gândim niciodată. Bă. Este foarte urât, cred că acum... Își dă seama și judecă ce prostie a putut să facă în viața lui și a ratat toată viața. Dana Enache este în continuare pe secția de terapie intensivă. A fost detubată, adică a fost decuplată de la aparate, este conștientă, cooperantă, vorbește,
a început să bea chiar, a început să-i se administreze lichide. Deci o evoluție favorabilă. Și sperăm că în următoarele zile să vă dăm vești din ce în ce mai bune despre starea ei. Cătălin Bădălău a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru infracțiunea de tentativă de omor. Acesta riscă să petreacă ani grei în spatele gratiilor.